Grele în estul Ucrainei. 14 militari au fost uciși după ce separatiștii au doborât un elicopter al armatei ucrainene la Slaviansk. Trupele guvernamentale au reluat în forță ofensiva împotriva insurgenților, care sfidează eforturile Kievului și Occidentului pentru soluționarea crizei. În tot acest timp, soarta celor 4 observatori OSCE răpiți marți la Donetsk rămâne incertă, deși liderii separatiștilor din regiune au anunțat că ostaticii vor fi eliberați. În preajma orașului Slaviansk, insurgenții proruși au dobărât un elicopter al armatei ucrainene cu ajutorul unui sistem mobil de rachete antiaeriene. Președintele interimar al Ucrainei a anunțat că printre cei 14 morți se numără și un general. Deputații de la Kiev au ținut un moment de reculegere, iar Oleksandr Turchinov a subliniat că operațiunea antiteror va continua până când toți teroriștii vor fi distruși. Шановні колеги, я переконаний, що наші збройні сили, наші силові структури доведуть справу очищення від терористів до кінця. І всі злочинці, яких сьогодні фінансує Російська Федерація, зброя Російської Федерації, будуть знищені або сядуть на лаву підсудних. Слава Україні! Se dau lupte grele și la Kramatorsk, dar și la Lugansk, unde 80.000 de ucraineni care erau asediați într-o bază s-au predat după ce milițiile proruse au lansat un atac fulger în oraș. Totodată, un grup de teroriști din Donetsk a încercat să fugă în Rusia prin Slaviansk, însă angajații vamali nu le-au permis să treacă frontiera. Separatiștii proruși din acest oraș au recunoscut că i-au reținut pe observatorii OSCE dați dispăruți încă de marți, însă soarta ostaticilor rămâne incertă. Liderul organizației cu sediul la Viena a făcut un apel către insurgență să elibereze imediat și fără condiții pe colegii săi. Un apel similar a lansat și cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Der Ukraine, wir waren sehr froh, dass unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine stattfinden konnten und dass wir jetzt ein Ergebnis haben, auch schon im ersten Wahlgang. Und wir wünschen dem neuen Präsidenten, ich habe das gestern auch mündlich getan, natürlich allen Erfolg zusammen mit dem Premierminister und der ganzen ukrainischen Regierung. Wir sind in diesen Stunden natürlich in Sorge über die OSZE-Beobachter, aber wir werden alles daran setzen, hier auch diese Beobachter wieder in Freiheit zu bekommen. În acest context, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat că administrația de la Kiev trebuie să adopte măsuri urgente pentru a pune capăt băii de sânge din estul Ucrainei. În replică, premierul ucrainean a sugerat că, de fapt, de Moscova depinde felul în care decurg evenimentele și că autoritățile ruse sunt cele care ar putea opri violențele. The situation in the east is deteriorating. Look what's happened in the last 5 days. A number of trucks full of live ammunition, full of guerrillas and Russian-trained gangsters crossed the Russian-Ukrainian border from the Russian side. We appealed to Russian customs border control, to Russian government, asking them to block the border and not to allow these guerrillas to cross the border and to escalate the situation. They did nothing. Președintele ales al Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat deja că va face tot posibilul pentru a pune capăt coșmarului din estul țării. Mai mult, liderul de la Kiev a afirmat că unul dintre obiectivele operațiunii antiteror este reținerea liderilor separatiști care trebuie aduși în fața justiției.